Vinul ediției este, precum și se potrivește în acest caz, un foarte exclusiv cupaj de saperavi, Merlot, Cabernet Sauvignon și Feteasca Neagră de la Novac. Fiu de țăran cu vânătare de la Cighirleni, Andrei Țurcanu a fost dominat de mic copil de o acută sete de dreptate, de răzbunarea oricărui rău pe care l-au simțit apropiații săi. Nevoie de lupte, de o dreptate care uneori e doar a sa, îl preocupă și acum, indiferent de care e miza. Întors la Chișinău, ca într-un țarc, după o imensă șansă de a-l avea, la Institutul de Literatură Universală Maxim Gorki de la Moscova, pe redutabilul traducător în rusă al lui Eminescu. Îndrăgostitul pătămaș de literatura română Vadim Koshevnikov, în calitate de mentor, a devenit în scurtă vreme un mare influencer în lumea literară de atunci. Dacă e să folosim un termen de acum, dacă îți laudă Andrei Țurcanu scrierile, îți pune mâna pe frunte, aproape Dumnezeu. Dacă te critică, fii bun și fă-te dispărut, lingându-ți rănele și singurătatea. I-a plăcut întotdeauna să se joace cu puterea, până și fiii i-a numit Traian și Decebal. În vreme când părinții predunți și cu instinct de autoconservare dezvoltat, puteau ezita doar într-un Igor, un Ruslan sau Slavic, de la caz la caz. Deși deteste și nu recunoaște, i-a plăcut puterea. Puterea directă, dar și cea puțin vizibilă, a ilustrului trăgător de sfori. Fost deputat în primul parlament, fost consilier prezidențial, s-a retras mai apoi cu dezgust de pe provinciala scenă politică a vremii, dar dorința de a reveni se pare că încă nu l-a părăsit. Criticul literar și politicianul Andrei Țurcanu, azi împreună cu Angela Brașoveanu la o nouă ediție Egoist. Domnule Andrei Țurcanu, văd că sunteți acum pe cale să bulversați călduța lumea literară cu un nou volum care se numește Critice, Arheul marginii și alte narațiuni. Ce ați avut în vedere prin acest arheu al marginii, dacă nu cumva v-ați dorit să tăiesc dintr-o dată numărul de potențiali cititori? Nu-mi pun niște scopuri ireale, adică nu vreau să bulversez. Nimic nu poate bulversa. Da. Călduța lumea literară de Moldova. Exact. Deci, să nici chiar dumneavoastră care v-ați spus să fie clar, da? Scop. Așa e. Critica literară totuși este un lucru mai specific, așa, și dacă folosesc niște termeni mai specifici, asta nu înseamnă că ea evită un cititor de masă, da? Arheul marginii este acel sâmbure de foc care este specific unei anumite populații sau unui popor sau unei părți dintr-o națiune. Noi suntem români. Termen care exprimă esența tuturor fenomenelor, prototipul tuturor lucrurilor și ființelor, forța vitală, principiu. Este principiu. Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. Acel principiu care vrem, nu vrem, apare la suprafață. Arheul marginii s-a manifestat în politica noastră cu o putere enormă în anii 88-89. Nimeni nu credea că el mai există. Credea că gata, a dispărut. Nu. S-a văzut atunci că este. Că este în adânc, da? Pe urmă, iar s-a retras. Și au venit diferite expresii ale basarabenismului, care de fapt este o expresie locală a românității noastre, da? Deci ca să-l iau în literatură, pentru că de literatură vorbim, de cartea mea vorbim, în literatură. În literatura noastră, din Basarabia, au fost câteva personalități eminente ale literaturii române, care au venit din această margine, o margine care există între centrul național, România, și centru imperial. La margine de imperiu, la margine de centru național. Această românitate a noastră a fost influențată de spiritul slav, mai ales în sensibilitate. Avem ceva slav, dar rămânând ceea ce suntem, există acest arheu al marginii care, în contact cu centrul nostru național, să vedeți ce face. Devine un fel de factor de trezire națională.
Acum? De trezire. A acelui centru care pare și el adormit, așa, în sine. Pentru că cei patru, eu zic, sunt patru, da? Reprezentanța ai arheului nostru al marginii, da? Este HD-ul. Înaintea lui HD-ul a fost Aleco Russo. Este HD-ul, este Stere și ultimul este Goma. Deci vin ăștia, vine întâi Russo, Cântarea României, da? Care premerge, vine înaintea lui Emenescu, Ce-ți doresc eu ție, dulce România. Pe urmă vine acest titan gigant al culturii române, Bogdan Petriceicu, HD-ul. Vine Stere, pe urmă. Stere, cel care a conceput, care, doctrinarul. Vine Goma, vine cu putere absolut vulcanică, neînțeleasă pentru comportamentul din literatura română împotriva acelui mod de a vegeta în estetism, în onirism, de a evita caracterul, manifestările de caracter. Goma se întreabă unde am greșit. Și se întreabă în mod sincer unde a greșit el, care a fost tot timpul, a ținut linia adevărului. Este acest volum un fel de lista lui Țurcanu, lucrurile care trebuie să rămână în literatura moldovenească? Nu. Sub girul dumneavoastră? Nu există literatură moldovenească, există literatură română. Literatură română. Avem în vedere geografic, nu avem în vedere... Geografic? Eu cred că lucrurile ar trebui privite totuși din perspectiva literaturii române, da? Din perspectiva literaturii române există și acest fenomen al marginii, al arheului marginii, pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și atunci există și această literatură a Basarabiei, literatură română a Basarabiei, au niște vârfuri ale literaturii române din Basarabie, pentru că eu în special cu astea mă ocup, care în mod implicit fac parte din Arheul Național al Literaturii, da? Române. Dar noi totuși nu putem să nu luăm în considerare acest specific care există. Vă dau un exemplu. Cele două romane ale Tatianei Țibuleac. Hai, pornim cu primul roman, vara când mama avea ochii verzi. A avut ochii verzi, sau avea ochii verzi, da? Personajele sunt sunt polonezi. Locuiesc în Anglia. Acțiunea romanului are loc în Franța, la nordul Franței. Dar spiritul romanului. Deci, dacă anturajul este globalist, este postmodern, spiritul romanului este basarabean. Este o basarabenitate în toată această, în lirismul acestui roman, în atitudinea acestui personaj care la început o ura pe mama și pe urmă o regăsește, pagină cu pagină și se regăsește și el pe sine. Așa putea să scrie numai un basarabean, un basarabeancă, da, ca Tatiana Țibuleac. Un roman atât de excepțional pentru literatura română. Credeți în destin, în predestinare? Spuneți că aveți într-un fel vocația lui Sisif. Da, este și un sentiment al destinului, da, al predestinării. Este. Dar este și totuși un gând ascuns, așa, care vine dintr-un sentiment al răspunderii, că trebuie să faci ceva. Trebuie să faci ceva. Poate
citește cartea asta un om, poate citește 10, poate 20, așa e. Dar cineva citește, cu ceva să alege din ea. Poate nu azi, poate mâine, da? Ce roman v-a zguduit pe dumneavoastră, așa ca să vă puneți... Bine, dumneavoastră vă puneți întrebări. Întotdeauna și vă măcinați și vă frământați și vă... Dar romanul sau cartea sau, eu știu, sau povestea care v-a făcut atunci, la momentul respectiv, să vă revedeți anumite... Da, întâi și întâi povestea... Harapal. Când eram pe care vă povestea tatăl dumneavoastră. Da, da. Când eram mic, Harapalb, a fost pentru mine revelația de fiecare seară, pentru că tatăl meu putea să mi-o povestească în fiecare seară, la nesfârșit, și eu cu aceeași pasiune și cu aceeași nerăbdare așteptam momentele pe care le știam, dar credeam că poate de data asta o să fie altfel. Uh-huh. Altfel, nu. Dintre romanele noastre a fost o descoperire romanul lui Beșleagă. Când l-am citit, se citește foarte greu, Viața și moartea lui Filemon, uh-huh. Dar în schimb, după lectura asta atât de dificilă, te alegi cu niște... cu un univers absolut neașteptat. Un roman excepțional care m-a lăsat, cum să zic eu, m-a lăsat tablou, da? A fost Hronicul Găinarilor de Busuioc. Dar e mult mai târziu. Da. Și am înțeles că dumneavoastră ați fost cel care, de fapt, l-ați readus în păi da, pentru că el a trecut lumina, așa... da. A trecut neobservate, a apărut și gata, s-a terminat cu el. Eu nu-l citisem, atunci nu citeam. Pentru că erați preocupat de politică, aș vrea să discutăm în continuare despre asta, un pic mai târziu. Eram distanțat de literatură, mm-hmm. Da? Și l-am citit întâmplător și am văzut că este un roman excepțional. Am scris o pagină întreagă, literatura și arta. Deci. Mm-hmm. Busuioc a găsit telefonul meu de undeva, m-a sunat la țară, eram la țară, m-a sunat. Da, zice Aurelie Busuioc, plăcut, surprins, zice, am citit ăsta, articolul dumitale. Nu m-am gândit la multe lucruri pe care le scrie acolo, dar vreau să spun că, cu expresia lui, se lojește. Așa, asta cred eu că a fost complimentul cel mai... plăcut pentru mine, când eu am găsit niște lucruri la care autorul nu s-a gândit, dar care veneau în consensul întregii narațiuni, așa. Pentru că acolo era, de exemplu, Găinare, este satul ăsta, a luat ființă, unde a luat ființă? Unde a murit? Potiomchen. Potiomchen moare, ăsta care a venit încoace cu gândul țarinii Ecaterina cu a treia Romă să cucerească Constantinopolul, ăsta vine cu gândul țarinii să cucerească Constantinopolul, moare acolo pe dealul acela. La Rădenii Vechi este și acum monumentul lui Potiomchen, de fapt acolo a fost îngropate doar intestinele lui, da. Restul a fost dus înapoi în Rusia. Dealul luminăției sale și acolo ia ființă cătunul ăsta al Găinarilor, care nu e altceva decât o expresie autohtonă, moldovenească sau românească, a gândului măreț imperial, da? Găinarii. Dumneavoastră, până în 89 n-ați scris critica literară, ziceați că nu vreați să scrieți, eu știu, infuzii de trandafir, dar vreați să tăiați cu sabia. V-a reușit asta după 89? Ceea ce s-a întâmplat la noi, deja ce s-a întâmplat la literatură părea absolut minor, neînsemnat. Mai ales că după 89 încep niște jocuri din astea așa, poezia ludică, romanul ludic, cu
cu jocuri rele, jocuri absolut mărunte pentru marele spectacol în care eram cu toți antrenați atunci. Asta e. Și de atâta, interesul meu față de literatură scăzuse la zero, da? Eu am revenit în literatură după 95, când m-au rugat domnii de la Contrafort să scriu niște eseuri, așa e, am revenit cu niște eseuri despre ce s-a întâmplat cu noi, inclusiv eseul Celula suferindă, unde am trasat niște lucruri care sunt valabile și azi. Dumneavoastră sunteți cel care a dat Marea Adunării Naționale numele de Marea Adunare Națională. Sunteți cel care a făcut sloganul ori să ne strângem 500 de mii, ori nu suntem deloc. Da, așa e. În același timp, dumneavoastră vă asumați un rol de genul am stat în spatele celui care a condus adunarea și am șoptit la ureche două slogane care trebuia să le spună, care erau atunci: Moldova a înviat, poporul a înviat. De ce, dacă dumneavoastră aveți un orgoliu atât de mare, vă asumați rolul de planul 2? Puteați să ieșiți în frunte. Și mai este o chestie care pe mine m-a amuzat grozav. În această descriere a acestui moment măreț pentru noi toți, care pe urmă de fapt s-a... Băgați un detaliu în stilul dumneavoastră dulce. Ion Hadârcă era în costum național, ceea ce a coborât oarecum măreția momentului. A diminuat un pic din simbolistica acestui eveniment. Dumneavoastră nu puteți să scrieți ceva de bine fără să atingeți pe altcineva cu un acușor așa de albinuță? Eu nu vorbesc de Ion Hadârcă, eu vorbesc de Marea Adunare Națională. Vorbesc de demnitatea noastră. Oricând îmbraci cămașa națională, deja ca și cum reduce acest moment istoric pentru un popor la etnografie, la ceva ce ține de partea superficială a arheului, da? Asta e. Care ar fi fost uniforma ideală pentru acest eveniment? Măcar și un frac cu papion, da? Da? Dar cel puțin un costum perfect la cravată. Asta e. Eu l-am auzit odată pe Tudor Gheorghe când zicea el că nu apare în cămașă națională pentru că vrea să fie domn al cânticului românesc și apare în frac. Da? Nu în cămașă națională. În cămașă națională poți apare atunci când cânti un cântic popular, de pahar, așa. Dar e un simbol al ființei. E un simbol al ființei, costumul național. Evenimentul întrecea simbolistica unei serbări, da? Nu era serbare, era totuși o mare adunare națională. Și faptul că, pe urmă, s-a zis că a fost și a doua, și a treia, și a patra, și a nu știu câte, astea de acum nu mai erau mari adunări naționale. A fost o singură mare adunare națională. Deci, de ce vă asumați rolul de planul 2 când orgoliul dumneavoastră este de planul 1? Vă spun, deci atunci, în 88-89, eu mai credeam că rămân în literatură. Adică pornim politica și merg alții, pentru că nu îmi plăcea politica. Mie îmi plăcea literatura, la nebunie îmi plăcea să citesc, să umblu, să ciocănesc la versuri, să caut talente, să le dau zbor și așa mai departe. Deci asta era pasiunea mea. Și credeam că altcineva poate să facă ceea ce gândeam eu din planul 2, da? Uh-huh. Și stăteam în planul 2 că zic, lasă că să facă ei. Da, până m-am convins că ceea ce gândește
tu, ceea ce ai în inimă și în gând, în cap, cum vezi lucrurile, altcineva nu poate să le vadă. Cu altcineva poți să le împărtășești, pe altcineva poți să-l iei ca lătoraș sau ca coleg sau ca soldat într-o armată, da? Dar nu e tot una. Dar, din păcate, am văzut-o târziu. Ați văzut asta târziu, pentru că a durat până... Da. Întâi ați fost deputată în primul parlament, sunteți semnatar al declarației de independență, pe urmă v-ați făcut, într-un fel, consilier electoral. Sau ce a fost în... Am fost consilier atunci în 92. Pentru că țin minte niște titluri. Eu l-am făcut președinte pe... Da. Da, e... Fără ca să mă laud, pot să zic că eu l-am făcut președinte pe Mircea Sneagur întâi, pentru că venind odată la un meeting la Teatru Verde, înainte de asta am stat de vorbă cu generalul Costaș și am întrebat cine din ăștia sus. Eu nu-i cunoșteam, habar n-aveam cine sunt ăștia de sus, funcții, ce prezintă fiecare. Mă gândeam că zic, generalul Costaș îi cunoaște, dacă el e general, el știe pe toți și zic, cine merită din ăștia sus, noi să-l susținem. La care generalul, așa foarte brav cum este el, mai ales atunci era tânăr încă, zice, numai Mircea. Și numele ăsta, Mircea, da, într-adevăr, Mircea impune, da? Și când Mircea a venit, Ivanovici, atunci a venit la Teatru Verdi, eu care conduceam mitingul, i-am spus, Dumitale, am să-ți dau cuvântul după domnul Mocanu, întâi dăm cuvântul domnului Mocanu, nu știu ce funcție avea acela, dar o funcție tot mare așa, și pe urmă Dumitale, da să spui câteva lucruri, întâi și întâi că limba română este o chestie pe care trebuie să rezolve Academia, că politica este în afara științii și niște lucruri din astea de bun simț, elementare, da? Care, pe care ăștia de sus care erau atunci nu le ajungea în minte ca să le gândească. Da? L-am lăsat pe Mocanu, care a ieșit cu poziția Comitetului Central, împrejur, tot, bătut, pentru că venea căldura de jos, nu de sus. Așa e. Și strigând toți jos, Mocanu, mă uitam, tremura. Întâi mâinile, pe urmă și picioarele, s-a așezat galben, alb, pe urmă a dispărut și din Republica, a plecat pe la Moscova, nu știu ce. A ieșit Mircea Sneagur, și a spus niște câteva propoziții, de bun simț, geniale. Și toată lumea, Mircea Sneagur și poporul, da? De acolo s-a pornit Mircea Sneagur. Și dumneavoastră credeți că din cauza cele cuvântări la Teatrul Verde, el a fost numit președinte, n-a fost hotărât asta la Moscova? Acea cuvântare s-a pornit ascensiunea lui în conștiința populară. Vă este recunoscător pentru faptul că l-ați făcut președinte? Ei, nu știu, nici nu mă interesează lucrul ăsta. Da. Și pe următorul? Pe urmă am fost consilier, da? Într-un moment tragic pentru Republica noastră. Ne-am înțeles niște lucruri că le facem, tocmai atunci când ăștia din Transnistria erau pe cale să pornească războiul, dacă nu îl pornise. El a fost de acord să pornim niște lucruri. Am mai stat vreo lună, o lună și ceva, două, nu mi-amintesc cât timp, toate promisiunile sau toate înțelegerile noastre au rămas suspendate. Eu singur mi-am asumat o misiune, am fost la Kiev, așa, și m-am înțeles niște lucruri cu problema Transnistriei. Să facem așa ca să le rezolvăm. Cravciuc era de acord.
Am venit și i-am spus de lucrul ăsta. Din păcate, pe lui nu mai era capabil să înțeleagă. S-a rupt de realitate, da? Hai să zic așa, eufemistic. Și mi-am dat demisia. Pe urmă, a fost președintele Lucinski. Pornea electorala. M-am dus la Snegur, adică am trimis pe cineva la Snegur să-i spună că eu sunt gata să-i fac electorala cu o singură condiție. Gratis! Că unica mea dorință este să îl înlăture pe un personaj de lângă dânsul. Un personaj care, după alegeri, își pregătea rolul, adică era pregătit rolul, un fel de plăhătniuc așa, numai luați-l de 100 de ori mai de groază. Mm. Da. Pentru că deja în 2010, 11, 12, 2016, 17, da, deja s-au stabilit aici niște lucruri în structurile noastre de stat, de politică, de relații sociale și așa mai departe. Deci Plahotniuc nu putea să facă o dictatură, deci trăgau tot jos dictatorul. Nu, el nu putea să mai facă dictatură. În 97, cel care venea lângă Snegur putea și ar fi făcut o cine dictatură. Că nu pot o dictatură. Acum. Un personaj de lângă Mircea Snegur. Atât Mircea Snegur n-a vrut să-l cedeze. Aha. N-a vrut să-l cedeze. A crezut că fără el nu mai poate. Așa e. Și atunci eu m-am dus la Lucinski. Și i-am spus același Snegur. Lucru. I-am spus același lucru. De ce? Ca să nu vină celălalt. Atât. Pe urmă m-am întâlnit cu Mircea Snegur. Suntem în relații destul de amicale, cu mult mai bune decât cu Petru Lucinski, care, după primele articole despre ce a făcut el în politică, mi-a făcut mie personal, familiei mele, mi-a făcut mult rău, foarte mult rău. De data aceasta avem un vin din sud, din regiunea Valului Traian, satul Tartaul. Vinul se numește Novac, Two Red Blend, o ediție limitată și este un cupaj de Saperave 50%, Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 20% și 5% fetească. Saperave îl vedem dintr-o dată în culoare, pentru că este rubiniu, este intens, este ca o piatră prețioasă și în nas avem merlot care predomină prin fructele roșii, mure, chiar un pic de fum de toamnă așa care adie asupra podgoriilor. Gustul este condimentat, piper alb, este ceva din nu știu, din cuișoare. Un pic astringent, dar în același timp moale și unctuos. Nu rămâne astringent așa ca să deranjeze. Este un vin masculin, un vin așa viril, un vin hotărât, un vin care știe ce vrea. Nu pot să-l recomand decât la carne făcută în modul cel mai simplu, un grătar sau un miel la proțap sau un burceluș la proțap. Și o companie de oameni compatibili și o voie bună. Puterea corupe pentru că scrieți la un moment dat, aveați un cabinet lângă, cabinetul numărul 1 al țării, de vreo 40 de metri pătrați, aveți telefon cu 3 cifre, aveați Volga la scară care vă ducea oriunde, începuseți să gândiți despre oameni ca despre niște viermi care mișună de colo-colo. O singură dată așa mi-a venit o frântură de gând, da? După care am renunțat la mașină, da? Eu cred că a fost un moment teatral atunci când ați zis, nu știu, s-a întâmplat cu adevărat sau asta e o fabulație care dă bine? Nu. Că ați oprit șoferul, a zis mai departe merg pe jos, era ploaie, era vânt, ați intrat într-un trolebus care era
plin de miasme și înghesuit. Plin de oameni. Și acum mi-amintesc foarte clar troleibuzul acela, pentru că era după cât jumătate de an sau poate mai mult, dacă mai mult mi se pare așa, revenirea mea în mijlocul poporului, da? Din Volgă în troleibuz, da? Mai ales mirosul acela de popor transpirat, plouat și așa mai departe. Deci încălțări, miros de încălțări ude și așa mai departe. Toate astea au fost reale. Asta e un detaliu, nesemnificativ. Nesemnificativ. Nu, e semnificativ pentru că vorbește despre totuși o anumită rezistență la, eu știu, la glorie, la putere, la... Dar o rezistență mică, nu, pentru că mi se pare că dumneavoastră totuși ați căzut pradă acestei iluzii a puterii, când totul stă la dispoziție, ești lingușit, ți se oferă onoruri, ți se oferă... Spuneți că nu, dar ceva mă face să cred că... Nu, pentru că am fost ținut de Lucinski așa într-o... Petușă. Mai într-o parte, așa. Nu deși, erați, deși, deja nu mai erați util, da? Da, deși eram lângă biroul dânsului, eu eram ținut foarte departe. Deci eu, fiind purtător de cuvânt, n-am fost luat niciodată cu el vreo călătorie peste hotare. Absolut. Niciodată, da? Unu. Doi. El mi-a spus clar, după vreo lună de zile, zice, să ies cu ceva, ieși cu ceva, spune poporului, bă, să... Nu după o lună, după vreo jumate de an, da? Totuși ieși, fă ceva. Ieși cu ceva, da. Spune poporului, fă un briefing, fă vreun briefing. Eu fac o mutră foarte naivă, inocentă. Oh, chiar vă cred. Și zic, domn președinte, de ce să spun? El a înțeles că e un bajor de râsul. Atunci când a văzut că eu sunt ținut deoparte, eu făceam niște lucruri pe care credeam că trebuie să le fac. De exemplu. Pentru noi, da. De exemplu, o televiziune românească la Chișinău, da? Care? ProTV-ul. Datorită tocmai un joc machiavelic a fost adus aici. Un început cu BCR-ul, da? Tot a fost al meu cu BCR-ul. Ați plecat din politică scriind Sabatul sau Noaptea Vrăjitoarelor în politică moldovenească. Da, da. Ce ecouri ați avut? A fost băgat în seamă sau nu? S-au schimbat lucrurile? Nu? Ați fost amenințat? A fost tare băgat în seamă. Da, foarte tare băgat în seamă, încât la o ședință unde erau 4 sau 5 persoane, nu mai amintesc câte, dar atâtea, s-a discutat și varianta ca să fiu lichidat, da. Și varianta asta. Pe urmă s-a găsit o altă variantă, au încercat cu mine fel de fel de variante, nu le-a ieșit. Și pe urmă au înscenat băiatului meu o mizerie. Vă paște gândul să reintrați în politică? Să mă încolonez și eu cu prezidențiabilii actuali? Sau... De ce nu? Pentru că ziceți că nu vă plac ierarhiile, nu vă place să duceți oala din urma vreunui Dumnezeu de talie locală, nu sunteți popincurist, nu sunteți, dar poate e timp să ieșiți în față. N-am niciun orgoliu ca să mă încolonez și eu în acest pluton, hai să zic, deja e un pluton, da, de prezidențiabil de la noi. Unii care au demonstrat că nu pot face nimic, dar continuă să meargă înainte. Alții care nu știu ce înseamnă, ce eforturi și mai ales ce responsabilitate cere acest lucru,
Deci este acest pluton în care eu nu mă văd. Nu mă văd. Dar dacă ar fi să mă angajez la modul serios, așa e, să revin în politică, atunci aș reveni doar ca către sfârșitul anului 2020 lumea să răsufle ușurată și tot să zică în sfârșit Republica Moldova fără Dodon. 1. 2. În sfârșit avem în Republica Moldova o altă politică, o politică a moralei, a responsabilității, o politică națională pentru oameni. Intonația îmi spune că deja ați început electorală. Mi-am amintit de intonație. Așa, așa. Nu moare. Această intonație nu moare. Noi suntem suma marilor întâlniri pe care le-am avut pe parcursul vieții. Care sunt oamenii care v-au marcat sau care v-au schimbat sau care sunt... Pot să nu fie mentorii dumneavoastră, pot să nu fie maestri, întâi, dar cei care... Deci eu nu am idoli, da? Nu e vorba de idoli. Nu am idoli. Nu e vorba de idoli. Dar în viața mea au fost oameni excepționali, de care s-a legat destinul meu. Deci întâi tata. A fost Vasile Coroban. Vasile Coroban, știți cu ce m-a marcat? Cu ce? Un singur cuvânt scris pe margine a unui text de două pagini. Undeva o frază, era o recenzie, nu știu la ce, nu mi-am amintesc eu la ce scritor sau la ce carte, și el a scris pe margine, ogo, cu semnul exclamării. Aha. Acel ogo m-a ars. Acel ogo al lui Vasile Coroban mi-a fost suficient, așa, o lecție pentru toată viața, da? Vladimir Beșleagă. În ultimul timp, după apariția recenzii mele, am discutat mult și ne-am simțit bine în discuțiile noastre. Cu Aureliu Busuioc, da. Mă mir că nu-l numiți pe Kojebnikov, cel care v-a fost... mentor la Moscova, pentru că mi se pare că el v-a format. Da, la Moscova l-am avut pe Vadim Kojebnikov. El era conducătorul tezei mele, da? Dar nu mi-a fost ca un conducător, mi-a fost ca un tată, așa. Da, discutam liber absolut toate problemele politice, de la institut, de literatură. Inclusiv am înțeles că pe urmă, când ați avut... probleme de sănătate, aveați foarte mari dureri de cap. El a fost cel care v-a chemat și v-a tratat la Moscova prin niște relații de ale lui. Adică a fost o relație dincolo de cele dintre profesor și student, chiar dacă studentul era strălucit. Nu, durerile mele de cap de atunci, pe urmă mi-am dat eu seama, era un fel de psihoneuroză socială, da? Pentru că vă durea această țară, da? Mă teroriza totul. Ce se întâmpla în societate, pentru 88-89 brusc au dispărut durerile mele. Totul a dispărut, da. Dumneavoastră îl numiți pe tatăl dumneavoastră ultimul aristocrat al țărănimii. El v-a citit în fiecare seară, cum ziceți dumneavoastră, Harapal. El zicea, eu o să cad în brazdă, dar o să vă fac să aveți studii, să ieșiți din sat. El a fost cel care, nefiind în stare să vă întrețină, mă rog, până la capăt, v-a dat la internat ca pe ună să plecați la universitate. Ați fost, sunteți un tată la fel de bun pentru fiii dumneavoastră cum a fost el pentru dumneavoastră? Nu cred că am fost așa de bun pentru fiii mei, pentru că tatăl meu s-a dedat numai fiilor. Eu credeam că pot face un lucru mai mare, că pot să fac niște lucruri pe care alții nu au să le facă. Și în felul ăsta am pierdut un timp, mult timp, care puteam să-l acord copiilor mei. De atât acum stau mai mult cu nepoții.
recuperați? Poate pentru a compensa timpul acela pe care l-am ratat cu feciorii mei. Acum vreau să-l dau nepoților. Mi-aduc aminte o scenă care, nu știu dacă trebuie să o pomenesc aici, dar după ce era la praznic la Decibel, la jumătate de an, dacă nu greșesc, și trebuia toată lumea să arunce în aer porumbeii care trebuia să ajungă într-un fel la Decibel, și porumbelul din mâinile dumneavoastră a murit. Mi s-a părut o chestie de suprarealism, într-un fel, de un dramatism care trecea dincolo de ce poate suporta un om cu... Nu știu, emoții. Nu pot spune nimic aici. Gen de tot ce e legat de ce mă lăsă. Este legat cu... multe, multe noduri de durere. Observator fin, neordinare capacități analitice, însemne ale faimei și recunoașterii publice. Acestea sunt trăsăturile semnalate de forma și înălțimea frunții. Cuta verticală, ce pornește oblic de la sprânceana stângă spre centrul frunții, trădează tendințe egocentrice, capacitatea de a nu ține întotdeauna cont de emoțiile celorlalți, precum se întâmplă și cu propriile emoții. Căci cuta orizontală de la baza nasului trădează o luptă continuă dintre a alege din ceea ce simte și ceea ce îi dictează rațiunea și instinctul de autoconservare. Pleoapele grele ale ochilor ușor oblici sunt ale unui repetor de mare clasă. Niciodată nu vei ști dacă ți va strânge mâna sau ți-o va înghiți. Adevăratele intenții sunt drapate de cortine numeroase, ca și accesele de adâncă tristeți. Sprâncenele deschise la culoare, aproape invizibile, sunt un semn de spirit singurat, care își alege că e grele de a ajunge unde și-a propus. Forma și textura nasului indică o perioadă destul de turbulentă între 40 și 50 de ani, și sub aspect sentimental și sub aspect de sănătate. Forma reliefată a barbiei, buzele tăiate subțire, cutele nasului labiale bine reliefate indică voință, tenacitatea și încăpățânarea de a face lucrurile în felul său. Vis de taină. Dumneavoastră folosit foarte des această sintagmă, vis de taină. Am avut un vis de taină, am avut un vis de taină. Visul tainic a fost să fac unirea Basarabiei cu România. De ce vis de taină? De ce nu proiect? De ce nu plan? De ce nu strategie? De ce vis de taină? Un vis de taină este dator să nu se realizeze. Da, Petru, da, un vis tainic era un proiect, o strategie, pentru că azi putem vorbi deschis când 30 și ceva de procente din populația noastră este pentru unire. Dar când erau numai 6-7 procente, nu puteai să ieși cu ideea unirii în mod serios, considerând că tu vrei să faci unirea. Doar așa cum făcea Roșca, să facă gălăgie, să facă demagogie sau... O consumare de bugete, ca să zicem așa. În sens provocator, ca să ducă în derizoriu ideea unirii, da. Atunci, proiectul unirii nu putea să fie decât un vis tainic. Revenind la felul dumneavoastră de a vă juca și în politică și în literatură, la un moment dat v-ați inventat o biografie și ați trimis la editură, la Editorarc, dacă nu greșesc, o plachetă de versuri care se numea Verde Regal. Care a fost scopul? La ce v-a trebuit jocul ăsta? Să inventați un cineva, un inginer care a scris un volum de versuri și l-a trimis la editura Arc să scoată o... să fie editată această carte. După asta tot și-a recunoscut că e a dumneavoastră. S-a scandalizat toată lumea, au ieșit niște așa focuri de artificii în presa literară. Povestiți! A fost un joc, așa, ca să mai descoper. Vă place să fiți magicianul? Să puneți oameni în jocurile dumneavoastră? Asta, de fapt, a fost un fel de
strigăta copilului celălalt care a zis că regele e gol, da? Aha. A fost tocmai un joc, un scenare pentru a... cu sensul de a, de a spune că regele este gol. Acolo era un inginer, da, petrolist, nu știu ce, ăsta gândit. Nu, petrolistul era nepotul care a dus manuscrisul ăsta decedat. O întreagă fabulație așa, bă? Pentru că la început nu era gândul să merg cu fabulația asta. La început era gândul doar că se duce manuscrisul și apare, nu apare, da? Îi se răspunde, apare, nu apare, atât. Pe urmă de acum, când s-au început tergiversările, că apare, că nu apare, că mai trebuie argumente, că mai trebuie hârtii, că mai trebuie semnături, că nu știu ce, atunci a apărut și toată fabulația asta. Argumente? Semnături? Nu era manuscrisul suficient de bun ca să apară în carte? Cine e personajul? Unde e fotografii? Pașaport? Într-un fel, întrebări legitime, nu? Nu știu dacă sunt legitime pentru o carte. O carte este carte sau nu este, și atât. Testul dumneavoastră era ca redactorul șef al editurii să vă recunoască stilul și să zică ăsta e Andrei Țurcanu? Ăsta era? A fost și asta, dar a fost, adică, o verificare. Dacă redactorul șef a citit sau nu a citit poezia lui Andrei Țurcanu, pe care, fiind într-o comisie la Uniunea Scriitorilor, cum se cheamă comisiile astea când se dau premiile, da, a respins-o în mod categoric. O carte și pe urma a doua carte, da? Da. Le-a respins în mod categoric. Și atunci eu am vrut să văd, le-a citit el sau nu le-a citit? Și m-am convins că nu le-a citit. Aha, am înțeles. Ați urât? Ați fost urât? Urât de cine? Bănuiesc că ați dat motive. De jur împrejur. Da? Probabil. Deși nu oamenii ăștia mă interesează. Mă interesează oamenii cum să zic eu, care mă iubesc, care înțeleg ce vreau eu de la literatură, ce vreau eu de la viață, ce vreau eu de la politică, care mă înțeleg, da? Ziceți că sunteți un singuratic mizantrop, dar care are nevoie întotdeauna de celălalt sau de ceilalți. Nu e o contradicție de fond? Nu e o contradicție. Să fii și singuratic și mizantrop, asta presupune totuși o anumită doză de ură față de celălalt, dar ai nevoie de el. Nu e o contradicție pentru că comunicarea este chestie pur omenească. Fără comunicare nu poate exista omul. Unu. Doi. Ceea ce fac eu, deși unora le se pare că eu sunt un tip dur care am făcut și gata, s-a terminat. Nu. Eu am mari îndoieli asupra calității, asupra ceea ce fac. Mare îndoieli, permanență. Și vreau să mă verific cu unul, cu al doilea, cu al treilea. Mai ales dacă s-a înțeles niște nuanțe, dacă s-a înțeles niște gânduri. Asta este. Și pentru asta am nevoie de celălalt. De confirmarea celuilalt. De confirmare, da. Dacă îndoielile mele sunt legitime sau dacă nu sunt legitime. Și o să ziceți că în spatele acestei siguranțe debordante este un Andrei Țurcanu timid și nesigur de sine? Este și un personaj timid, da, este, dar care știe întotdeauna să se ia în mâini așa, pentru că personajul ăsta timid, din copilărie, a crescut lângă pădure, până la 14 ani, mai mult prin copaci, așa. Deci, un tip care s-a ciocnit cu răutățile vieții din mic, foarte mic copil, cu nedreptățile vieții,
pe care a vrut să le dezrădăcineze, a așteptat mai repede să crească, a vrut să crească mare, să se răzbune, să dea lovitura de grație, așa e? Și? Și toate astea au rămas, da? Și eu cred că astea prevalează asupra timidității mele, da. Acel Andrei Țurcanu, care zicea că să crească mai repede și să facă lucrurile care vrea să le facă, ce părere avea despre acest Andrei Țurcanu? Să meargă înainte. Meargă înainte cu același curaj, poate cu mai mare curaj, mai ales acum când deja știe, are arta priceperii a multor lucruri, inclusiv a oamenilor. Adică nu mai este naivul care se încredea în oricare de la prima vedere. Așa e. Să meargă înainte cu scrisul, cu altele. Ultima întrebare. Pe o scară de la 1 la 10, cât de egoist sunteți? Cred că nu sunt egoist de fel. Pentru că nu sunt narcisiac. Nu, n-am niciun fel de narcisism. Ce mare distanță din felul cum vă vedeți și cum vă văd alții. Alții mă văd de la distanță, probabil, și nu știu ce este în interior. Strălucirea diamantului apare abia când se apropie. Nu sunt deloc egoist, pentru că nu sunt narcisiac. Vă mulțumesc! Vestimentația prezentatoarei a fost oferită de Julia Alert.